Alexander Solzhenitsyn, Arhipelagul Gulag. Continuare. Anii 1948-1949, care s-au remarcat în toată viața socială prin intensificarea persecuțiilor și a urmăririlor, s-au destins prin tragicomedia recidiviștilor, lucru nemaipomenit chiar și pentru injustiția stalinistă. Așa au fost numiți în limbajul gulagului acei nefericiți care au scăpat teferi din valul 1937 și care au izbutit să supraviețuiască cei 10 ani imposibili, insuportabili și acum iată în 1947-1948, vlăguiți și cu sănătatea zdruncinată, sunt gata să facă un pas timid pe pământul libertății, cu speranța de a-și târî restul zilelor cele mai rămas de trăit, însă nu știu ce fantezie barbară, ori înverșunare fermă, o dorință de răzbunare năsățioasă, l-a împins pe biruitorul generalisim să dea ordinul. Toți acești schilozi să fie îndemnițați din nou, fără nicio altă vină. Din punct de vedere economic și politic, pentru el era dezavantajos să încarce mașina de înghițit cu ceea ce a mai prelucrat odată. Dar Stalin a dispus anume așa. Acesta a fost un caz când personalitatea istorică devine extravagantă față de necesitatea istorică. Și de-abia oprășiți în noile locuri și noile familii, au venit să ia pe toți. Ei luau cu aceeași oboseală indolentă cu care mergeau și ei. De acum, ei știau totul dinainte, tot drumul crucii. Nu întrebau de ce și nu le spuneau celor dragi, mă voi întoarce. Îmbrăcau straiele cele mai murdare, își umpleau punga din lagăr cu tutun și plecau să semneze procesul verbal. Autocratul însă a realizat că nu este de ajuns să închidă din nou pe acei care au supraviețuit din valul 1937. Atunci trebuie îndemnițați și copiii acelor dușmani de moarte ai lui, căci vor crește și le va trece prin cap să se răzbune. Au triat, au calculat, au îndemnițat copiii, dar prea puțini. Au fost închiși copiii comandanților militari, dar nu toți copiii troțchiștilor. Și s-a pornit să curgă valul copiilor răzbunători. După marele haos european, Stalin a izbutit, în jurul anului 1948, să se izoleze perfect, să-și construiască un tavan mai jos și, în acest spațiu astfel încadrat, să condenseze aerul anului 1937. Și s-au pornit să curgă în 48, 49 și 50. Spioni imaginari, cu 10 ani în urmă germano-japonezi, acum anglo-americani, credincioșii, de data aceasta mai mulți sectanți, geneticienii și amelioratorii adepția lui Vavilov și Mendel, care scăpaseră represariilor, pur și simplu intelectuali care gândeau, cu deosebită severitate, studenții, și care nu fuseseră îndeajuns de speriați de Occident. Era la modă să fie condamnați pentru VAT, elogierea tehnicii americane, VAD, elogierea democrației americane, PZ, admirație față de Occident. Valurile se asemănau cu 1937, dar nu și durata pedepsei. Acum etalonul nu mai era decalul patriarhal, ci noul sfer stalinist. Acum 10 ani intrau la condamnările pentru copii. Un val destul de mare s-a format în urma noului decret privind divulgarea secretelor de stat. În virtutea acestui decret se dădea o pedeapsă de 15 ani. Nu au fost uitate nici valurile naționale. Tot timpul a curs valul banderoviștilor cules în toiul operațiunilor din pădurile frontului. Concomitent primeau câte 10 și 5 ani de lagăr și deportare. Sătenii din Ucraina de apus, care într-un fel sau altul avuseseră legătură cu partizanii. Unii adăpostiseră peste noapte, alții le dăduseră odată să mănânce, iar alții nu-i denunțaseră. Aproximativ din anul 1950 a început să curgă și valul femeilor partizanilor lui Bandera Ele. Au fost condamnate la câte 10 ani pentru că nu și-au denunțat soții ca să le vină mai repede de hac. În vremea asta luase sfârșit rezistența din Lituania și Estonia. Dar în 1949, dintr-acolo au biruit valurile pentru o nouă profilaxie socială și cele pentru asigurarea colectivizării. Eșaloanele întregi strânse din cele trei republici baltice, conținând și săteni și orășeni, au fost expediate în Surghiun siberian. În anul 1948 au luat calea Surghiunului încă un val național, cel al grecilor de pe țărmul Mării de Azov, din Cuban și din Suhumi,
În anii războiului ei nu s-au compromis cu nimic în fața tătucului, dar acum oare el se răzbuna din cauza eșecului din Grecia? Se pare că și acest val a fost tot rodul smintelii lui personale. Majoritatea grecilor au fost deportați în Asia Centrală, cei nemulțumiți în celulele închisorilor. În jurul anului 1950, din aceeași răzbunare pentru războiul pierdut sau pentru a realiza un echilibru cu cei deportați, spre arhipelag au fost expediați insurgenții din armata lui Marcos, predați nouă de către Bulgaria. În ultimii ani ai vieții lui Stalin a început să se contureze distinct valul evreilor. Cam de prin 1950, ei au început încet încet să fie înhățați sub acuzația de cosmopolitism. Cu acest scop a fost pusă la cale și afacerea medicilor. Se pare că se pregătea să organizeze un masacru de proporții al evreilor. Însă acesta a fost primul proiect din viața lui care a dat greș. Dumnezeu i-a poruncit, se pare că prin intermediul unor mâini omenești, să-și părăsească scheletul. Expunerea precedentă, pe cât se vede, trebuia să arate că în prigonirea milioanelor de oameni și în popularea gulagului rezida o consecvență concepută cu sânge rece și o perseverență neîntreruptă. Că la noi n-au existat niciodată închisori goale, ci doar pline sau arhipline. Că în timp ce dumneavoastră vă ocupați pentru propria desfătare cu tainele inofensive ale nucleului atomic, studiați influența lui Heidegger asupra lui Sartre și colecționați reproduceri după tablourile lui Picasso, călătoreați spre stațiuni balneare, în vagoane compartimentate, ori sfârșeați de construit vilele proprii în apropierea Moscovei, dubele securității cutreierau de colo până colo pe străzi, iar ghebiștii băteau ori sunau la ușă. Și eu cred, prin această expunere, am dovedit că organele n-au mâncat niciodată pâinea degeaba. Capitolul 3. Încheta. Dacă intelectualilor cehoveni, care se străduiau mereu să ghicească ce va fi peste 20, 30, 40 de ani, ni s-ar fi răspuns că peste 40 de ani, în Rusia, ancheta penală se va face cu ajutorul torturii, că deținuților li se va strânge craniul într-un inel de fier, că unii vor fi introduși în băi umplute cu acid, că vor fi legați goi și torturați cu furnici, ploșnițe, li se va vârâ în orificiul anal vergeaua de aramă, înroșită pe primus, marcare secretă, le vor fi strivite încet cu talpa cizmei organele genitale, iar ca o formă foarte ușoară vor fi torturați cu nesomn și cu sete și vor fi bătuți până ce vor fi transformați într-o masă de carne însângerată, niciuna dintre piesele lui Cehov n-ar fi ajuns la final, căci toate personajele ar fi fugit la casa de nebuni. Și nu numai eroii lui Cehov. Însă care rus normal de la începutul secolului, inclusiv oricare membru al RSDRP, ar fi putut crede, ar fi putut îndura o asemenea calomnie la adresa viitorului luminos. Ceea ce se mai potrivea cu epoca lui Alexei Mihailovici, ceea ce pe vremea lui Petru I părea deja barbarie, ceea ce în perioada lui Biron putea fi aplicat la vreo 10-20 de oameni, ceea ce devenise absolut imposibil începând din vremea Ecaterinei, toate acestea, în miezul marelui secol al XX-lea, într-o societate concepută după principiul socialist, când zburau deja avioane, apăruse cinematograful vorbitor și radioul, n-au fost săvârșite de un singur scelerat, nici într-un loc ascuns, ci de zeci de mii de oameni fiară, special instruiți, asupra milioanelor de victime fără apărare. Și oare este cumplită doar această explozie de atavism numită cu abilitate cultul personalității? Sau este cumplitul fapt că tocmai în acei ani noi sărbătoream centenarul lui Pușkin? Că puneam în scenă chiar piesele lui Cehov, deși răspunsul la întrebările lor fusese primit. Ori, și mai cumplit este faptul că, și după 30 de ani se spune, nu trebuie să mai vorbim despre aceste lucruri. Dacă ne vom aminti de suferințele milioanelor de oameni, acest lucru denaturează perspectiva istorică. Dacă vom căuta să descoperim esența moravurilor noastre, aceasta umbrește progresul material. Mai bine amintiți-vă de cuptoarele înalte care au fost aprinse de laminoare, de canalele săpate. Nu, de canale nu trebuie. Atunci de aurul de pe Colima. Nu, nici de el nu trebuie. De toate se poate vorbi, dar cu pricepere, proslăvind. Este de neînțeles de ce blestemăm noi Inchiziția? Oare în afară de ruguri nu au fost și slujbe religioase solemne?
Este de neînțeles de ce oare nu ne place iobăgismul, căci nu interzicea țăranilor să muncească în fiecare zi. Și apoi ei puteau să meargă cu colindul de Crăciun, iar de Sfânta Treime fetele împleteau curunițe. Caracterul excepțional pe care legenda scrisă și orală îl atribuie anului 1937 este relevat în inventarea unor culpe imaginare și în torturi. Asta însă nu este adevărat, nu este exact. În ani diferiți și în decenii diferite, ancheta în virtute articolului 58 n-a avut aproape niciodată ca scop descoperirea adevărului, ci a constat doar în procedura inevitabilă și murdară. Omul până de curând liber, uneori mândru, întotdeauna nepregătit să fie frânt, trecut printr-o conductă îngustă a cărei armătură să-i sfâșie pielea de pe coaste cu clenciurile ei, unde să nu poată respira, încât să se roage să ajungă la capătul celălalt și la capătul celălalt să iasă ca un indigen fără cusur al arhipelagului aruncat pe pământul făgăduinței. Cu cât au trecut mai mulți ani neconsemnați în scris, este cu atât mai greu să aduni mărturiile risipite ale acelor care au supraviețuit. Iar ei ne spun că pregătirea cazurilor umflate a început încă din primii ani de existență a organelor, ca să fie simțită activitatea lor salvatoare, permanentă și de neînlocuit, căci altfel, odată cu împuținarea dușmanilor, organele ar fi trebuit într-un ceas rău să dispară. Cum reiese din cazul Kosârev, poziția ceca se clatină încă de la începutul anului 1919. Citind ziarele din anul 1918, am dat peste un comunicat oficial privind descoperirea unui complot infernal al unui grup de 10 inși care voiau să urce pe acoperișul orfelinatului și de acolo să tragă asupra Kremlinului. Erau 10 oameni, printre care pe seme femei și adolescenți. Nu se știe câte tunuri. Și de unde aceste tunuri? Ce calibru aveau? Și cum să le urci pe scară până în pod? Cum să le instalezi pe acoperișul înclinat și în așa fel încât să nu se rostogolească în timpul tragerii? Și totuși, această fantezie care întrecea plăsmuirile anului 1937 era citită și era crezută. La fel de umflat a fost și cazul Gumiliov din 1921. În același an, ceca din Riazan a plăsmuit pseudocazul privind conspirația intelectualilor locali. În același an, 1921, a fost executat întreg comitetul pentru Sapropel, care făcea parte din Comisia pentru Sprijinirea Forțelor Naturii. Cunoscând îndeajuns felul de a fi și starea de spirit a cercurilor științifice ruse din vremea aceea și nefiind despărțiți de acei ani prin perdeaua de fum a fanatismului, poate și fără săpături, ne vom închipui cât valora acest caz. La 13 noiembrie 1920, Dzerzhinsky, într-o scrisoare adresată VEK, menționează că la CECA deseori se dă curs unor declarații calumnioase. Iată ce își amintește Edo Iarenko despre anul 1921. Sala de așteptare a arestaților de la Lublianca, 40-50 de patru de lemn, toată noaptea sunt aduse într-una femei. Nimeni nu știe pentru ce este acuzat. Senzația generală era că se arestează fără motiv. În toată încăperea doar o singură femeie știe de ce se află acolo. Este membră a partidului eserilor. Prima întrebare a lui Iagoda. Așadar, pentru ce sunteți aici? Adică să spui tu însuți, să le dai o mână de ajutor la confecționarea propriului tău dosar. Și absolut același lucru se povestește despre GPU-ul din orașul Riazan în anul 1930. Impresia generală că toți au fost arestați fără niciun motiv. Și întrucât era mare lipsă de capete de acuzare, pe IDT l-au acuzat că poartă un nume fals. Și cu toate că era numele lui adevărat prin hotărârea OSO, a fost pricopsit cu 3 ani în virtutea articolului 5080. Neștiind de ce să se lege, anchetatorul întreba: care-i profesia dumitale? Planificator. Scrie o notă explicativă. Planificarea în uzină și felul în care este realizată. Pe urmă, o să afli de ce ai fost arestat. În notă el va găsi un fir de care să se agațe. Și oare în decurs de atâtea decenii nu ne-am obișnuit cu ideea că de acolo nu se întoarce nimeni? În afară de mișcarea înapoi scurtă și făcută cu bună știință din anul 1939, doar foarte rare povestiri poți auzi despre eliberarea unui om ca rezultat al anchetei. Dar și în acest caz, fie că acest om a fost întemnițat din nou, fie că a fost eliberat doar pentru a fi urmărit.
Astfel s-a creat tradiția conform căreia organele nu au rebuturi în producție. Atunci, cum rămâne însă cu nevinovații? În dicționarul explicativ al lui Dahl se face următoarea distinție. Cercetarea, prealabilă, se deosebește de anchetă prin faptul că ea se întreprinde pentru confirmarea premergătoare că există temeiuri pentru a deschide ancheta. Oh, santa simplicitas! Dar organele nu au știut ce este o cercetare, o informare prealabilă. Listele trimise de sus, ori prima bănuială, denunțul unui colaborator secret sau chiar un denunțător anonim, atrăgeau după sine arestarea și apoi acuzarea inevitabilă. Timpul destinat anchetei nu era folosit pentru descurcarea delictului, ci, în 95% din cazuri, pentru a-l obosi, a-l extenua, a-l vlăgui pe acel anchetat și a-l aduce în stare să dorească să fie tăiat cu toporul, numai să se termine mai repede. Încă din 1919, metoda principală de anchetă era pistolul pe masă. Așa se desfășura nu numai ancheta politică, dar și cea de drept comun. La procesul Direcției Centrale a Combustibilului din 1921, inculpata Mahrovskaya s-a plâns că la anchetă i s-a dat să înghită cocaină. Procurorul parează. Dacă ar fi declarat că s-au purtat brutal cu ea, ar fi amenințat-o cu împușcarea, toate acestea, în caz de extremă necesitate, mai puteau fi crezute. Pistolul stă amenințător pe masă, uneori este îndreptat asupra ta, iar anchetatorul nu se obosește să inventeze motivul pentru care ești acuzat. Povestește, tu știi. Așa i-au cerut anchetatorul Haikin din 1927, Skripnikova. Așa i-au cerut în 1929 lui Vitkovski. Nu s-a schimbat nimic nici peste un sfert de secol. În 1952, aceeași Anna Skripnikova, acum la cea de-a cincea arestare, Sivakov, șeful secției de anchetă al MGB-ului din orașul Orjonikitse, îi spune: medicul închisorii ne informează că ai tensiunea 24-12. Asta e puțin, canalie, ea avea 60 de ani. O să te facem să ai 34, ca să crapi, lepădătură, fără nicio vânătaie, fără bătăi, fără fracturi. Nu numai că nu o să te lăsăm să dormi. Și dacă Skripnikova, după nopți de interogatoriu, ziua, în celulă, închidea ochii, gardianul năvălea înăuntru urlând: deschide ochii, altfel te trag de picioare din pași și te leg de perete. Și interogatoriile de noapte erau cele mai importante în 1921 și tot atunci se puneau în față farurile automobilului. La Ljubljanka, în 26, se folosea sistemul de încălzire Amasov pentru introducerea în celulă a aerului rece ori puturos. Și mai era o celulă căptușită cu plută, care nu avea aer și era încălzită la maxim. Se pare că poetul Kluev a stat într-o astfel de celulă și la fel și Berta Gandal. Vasili Alexandrovici Kasianov, participant la Răzmerița din 1918 de la Iaroslav, povestea că o asemenea celulă era încinsă până ce prin porii corpului țâșnea sânge. Observând asta prin vizor, supravegătorii îl puneau pe deținut pe targă și îl duceau să semneze procesul verbal. Sunt cunoscute procedeile fierbinți și sărate ale perioadei de aur. În Georgia, în 1926, deținuților li se ardeau mâinile cu țigările. La închisoarea Meteh din Tbilisi, îi împingeau pe întuneric într-un bazin cu necurățenii. Aici este o legătură foarte simplă. Dacă trebuie să învinuiești cu orice preț, înseamnă că amenințările, violența și torturile sunt inevitabile. Și cu cât acuzația este mai fantastică, cu atât mai crudă trebuie să fie ancheta pentru a forța mărturisirea. Și odată ce cazurile umflate au fost dintotdeauna, atunci și violența și tortura au fost dintotdeauna. Nu sunt apanajul anului 1937, ele sunt un indiciu îndelungat cu caracter general. Iată de ce astăzi mi se pare straniu să citești uneori în amintirile foștilor zechi că torturile au fost înfuviințate începând cu primăvara anului 1938. Obstacolele de ordin spiritual și moral care ar fi putut să rețină organele să apeleze la tortură nu au existat niciodată. În primul an post-revoluționar, în hebdomadarul Veca, Spada Roșie și Teroarea Roșie, s-a discutat deschis despre folosirea torturii din punct de vedere marxist.
și, judecând după consecințe, răspunsul a fost pozitiv, deși nu a fost general. Despre anul 1938 ar fi mai corect să se spună așa. Dacă până în acest an, pentru folosirea torturii, se cerea îndeplinirea unor formalități, o aprobare pentru fiecare caz de anchetat, chit că se obținea cu ușurință, în 1937-1938, ținând cont de situația excepțională, violența și tortura au fost permise anchetatorilor nelimitat, au fost lăsate la aprecierea lor, cum cerea munca lor și termenul dat. Felurile de tortură nu erau reglementate, era admisă orice inovație. În 1939, această aprobare generală largă a fost anulată. Din nou se cereau îndeplinite niște formalități birocratice pentru tortură. De fapt, amenințările simple, șantajul, înșelăciunea, epuizarea prin insomnie și carceră nu au fost interzise niciodată. Dar, începând de la sfârșitul războiului și în anii postbelici, au fost stabilite prin decret anumite categorii de arestați, față de care se aproba dinainte o gamă largă de torturi. Aici intrau naționaliștii, mai ales ucrainienii și lituanienii, și mai ales în acele cazuri când exista sau se presupunea că există o structură clandestină și trebuia extirpată pe de-a întregul, trebuiau obținute toate numele de la cei care fuseseră arestați. De pildă, grupul Romualda Sprano Schirius era alcătuit din aproximativ 50 de lituanieni. Ei au fost învinuiți în 1947 că au lipit manifeste antisovietice. Și cum pe atunci Lituania ducea lipsă de închisori, au fost trimiși într-un lagăr de lângă Velsk, în regiunea Arhanghelsk. Unii au fost torturați, alții nu au suportat dublul regim de anchetă și muncă de lagăr, însă rezultatul a fost următorul. Cei 50 de oameni au mărturisit toți, fără excepție. A trecut o vreme și din Lituania s-a comunicat că au fost găsiți vinovații adevărați ai manifestelor, iar aceștia nu au niciun amestec. În 1950 am întâlnit în închisoarea de tranzit din Cuibâșev un ucrainian din Dnepropetrovsk, pe care, pentru a-l face să dezvăluie persoanele cu care avea legături, l-au torturat în fel și chip, inclusiv carcera în poziție verticală, în care, pentru 4 ore pe zi, introduceau o bară de sprijin ca să poată dormi. Tot după război l-au schingiuit și pe Levin, membru corespondent al Academiei. Și de asemenea, n-ar fi fost just să se atribuie anului 1937 descoperirea că mărturisirea personală a inculpatului este mai importantă decât orice dovezi și fapte. Acest lucru se cunoștea încă din anii 20. Iar în jurul anului 1937 a apărut doar teoria strălucitoare a lui Vyshinsky. De fapt, atunci ea a fost comunicată doar anchetatorilor și procurorilor pentru susținerea tăriei lor morale, pe când noi, toți ceilalți, am aflat de ea cu 20 de ani mai târziu. Am aflat când a început să fie ponegrită în propozițiile subordonate și paragrafele secundare ale articolelor de ziar, ca și cum era de mult și tuturor cunoscută. Se pare că în acel an de năprasnică amintire, în raportul său devenit celebru în cercurile speciale, Andrei Ianuarevici Vyshinsky, în spiritul celei mai suple dialectici, a reamintit că omenirea nu va putea niciodată să stabilească adevărul absolut, ci doar pe cel relativ. Și de aici el a făcut un pas pe care juriștii n-au îndrăznit să-l facă timp de 2000 de ani. Că, prin urmare, nici adevărul stabilit de anchetă și de tribunal nu poate fi absolut, ci doar relativ. Iată de ce, semnând o condamnare la moarte, oricum nu vom putea niciodată fi absolut siguri că pedepsim un vinovat, ci doar cu un anumit grad de aproximare, în anumite presupuneri, într-un anumit sens. Poate că Vyshinsky însuși, nu mai puțin decât ascultătorii lui, avea atunci nevoie de această consolare dialectică, strigând de la tribuna procurorului să fie împușcați cu toții precum câinii turbați. El, cu răutatea și inteligența lui, înțelegea că acuzații nu sunt vinovați. Probabil că el și Buharin, o somitate a dialecticii marxiste, erau mai mult decât pasionați să înveșmânteze minciuna judiciară în zorzoane dialectice. Pentru Buharin era prea stupid și demoralizant să piere absolut nevinovat. El chiar simțea nevoia de a-și găsi vina. În schimb, pentru Vyshinsky, era mult mai plăcut să se simtă logician decât un ticălos evident. De aici decurge concluzia cea mai practică, încercarea de a căuta probe absolute.
martori absolut convingători ar fi o pierdere zadarnică de timp. Cât despre dovezile vinovăției, relative și aproximative, anchetatorul le poate găsi și fără probe și fără martori, fără să iasă din cabinetul său, sprijinindu-se nu doar pe inteligența sa, ci chiar și pe simțul său practic, pe forțele lui morale și pe caracterul său. Firește, această formulare era mult mai elegantă decât instrucțiunile lui Lazzis. Esența însă este aceeași. Doar într-un singur punct, Wyszynski n-a mers până la capăt, s-a bătut de la logica dialectică. Nu știu de ce a lăsat el doar glonțul absolut. Astfel, dezvoltându-se în spirală, concluziile jurisprudenței noastre înaintate s-au întors la concepțiile preantice și medievale. Și precum călăii medievali, anchetatorii, procurorii și judecătorii noștri au convenit să vadă dovada principală a vinovăției în recunoașterea ei de către inculpat. Totuși, naivul ev mediu, ca să smulgă mărturisirea dorită, recurgea la metode dramatice, spectaculoase, scaunul de tortură, roata, grătarul cu cărbune aprinși, tragerea în țeapă, etc. În secolul al XX-lea însă, folosind și medicina avansată și experiența penitenciară considerabilă, cineva a susținut foarte serios o teză de doctorat pe această temă, au socotit că o asemenea concentrare de mijloace strașnice este inutilă, folosirea lor masivă ar fi greoaie și, în afară de aceasta, mai există probabil o circumstanță, ca întotdeauna. Stalin nu rostea ultimul cuvânt. Subordonații trebuiau să-i ghicească singuri. Iar el își rezerva portița de scăpare a șacalului ca să se retragă și să scrie beție de pe urma succesului. Schingiuirea planificată a milioane de oameni se întreprindea totuși pentru prima oară în istoria omenirii și Stalin, în pofida puterii sale nemărginite, nu putea fi absolut sigur de succes. Efectuată pe un material vast, experiența putea să decurgă altfel decât pe unul de mai mici proporții. În toate cazurile, Stalin trebuia să rămână imaculat, de o puritate angelică. Dar indicația privind influențarea fizică exista în circularele Comitetului Central din anii 1937-1939. Iată de ce, poate, nu exista o listă cu torturi și batjocuri tipărită care să fie înmânată anchetatorilor. Se cerea pur și simplu ca fiecare secție de anchetă, într-un termen dat, să livreze tribunalului un anumit număr de victime care au mărturisit totul. Se vorbea pur și simplu, oral, dar foarte des, că toate măsurile și mijloacele sunt bune, fiind îndreptate spre un scop înalt, că nimeni nu-l va trage la răspundere pe anchetator pentru moartea unui inculpat, că medicul închisorii trebuie să se amestece cât mai puțin posibil în mersul anchetei. De bună seamă se organizau schimburi de experiențe tovărășești, învățau de la cei mai buni. Și apoi mai era și cointeresarea materială, remunerație mare pentru orele lucrate noaptea, prime pentru reducerea termenului de anchetă, și apoi mai era și avertismentul că anchetatorii care nu-și duc misiunea la bun sfârșit. Dacă însă s-ar întâmpla că vreun NKVD regional să înregistreze un eșec, atunci și șeful lui ar fi curat în fața lui Stalin. El nu a dat indicații directe de aplicarea torturii, dar în același timp a asigurat aplicarea ei. Înțelegând că șefii mari și-au măsuri de precauție, o parte dintre anchetatorii de rând, dar nu cei care se delectează frenetic, încercau și ei să înceapă cu metode mai blânde, apoi în caz de înăsprire să evite pe acelea care lasă urme prea evidente, un ochi scos, o ureche smulță, și raspinării ruptă și chiar vânătăile pe tot corpul. Iată de ce, în anul 1937, nu se constată, exceptând insomnia, o unitate totală în ceea ce privește procedeile de tortură la diferite direcții regionale, la diferiți anchetatori din aceeași direcție. Se spune că au excelat, prin cruzimea schingiurilor, orașele Rostov de pe Don și Krasnodar. În Krasnodar inventaseră o metodă originală. Îi sileau pe arestați să semneze file de hârtie albe, apoi ei le umpleau cu minciuni. De fapt, la ce bun torturile? În 1937 nu s-au făcut dezinfecții. Bântuia tifosul exantematic. În înghesuiala în care trăiau oamenii, cadavrele zăceau câte 5 zile. Cei care nebuneau în celule erau terminați cu pâte pe coridor. Ceea ce s-ar putea socoti totuși comun era preferința pentru mijloacele, ca să zicem așa, blânde. Și acestea erau o cale fără greș. Căci limitele adevărate ale echilibrului uman sunt foarte restrânse și nu sunt deloc necesare scaunul de tortură și grătarul cu jar,
pentru a aduce în stare de iresponsabilitate un om cu rezistență medie. Vom încerca să enumerăm câteva procedee foarte simple, care înfrâng voința și personalitatea deținutului fără să lase urme pe corpul lui. Să începem cu metodele psihice. Pentru victimele care niciodată nu s-au pregătit pentru suferințele închisorii, acestea sunt metode care au o forță uriașă, chiar distrugătoare. Oricât de tari ți-ar fi convingerile, tot nu ți va fi ușor. 1. Să începem chiar cu nopțile. Din ce pricină oare numai noaptea se produce în principal frângerea sufletelor? Oare de ce încă din primii lor ani de existență organele au ales noaptea? Pentru că noaptea smulți din pat în timpul somnului, chiar dacă încă nu este chinuit de insomnie, arestatul nu poate fi echilibrat și treaz precum în timpul zilei, este mai maleabil. 2. Convingerea în sinceritatea tonului este lucru cel mai simplu. La ce bun jocul de-a șoarecele și pisica? Etalându-se o vreme printre ceilalți acuzați, arestatul a făcut cunoștință cu situația generală și anchetatorul îi vorbește pe un ton domol, amical. Îți dai singur seama că oricum o să fii condamnat. Dacă însă te vei împotrivi, aici în închisoare o să-ți drunci în sănătatea și o să te prăpădești. Dacă te duci în lagăr, acolo e aer, lumină, așa că e mai bine să semnezi de la început. Foarte logic. Și sunt lucizi cei ce consimt și semnează, doar dacă e vorba numai de ei. Însă rare ori se întâmplă așa. Și lupta este inevitabilă. O altă variantă de convingere este destinată membrilor de partid. Dacă în țară sunt neajunsuri și chiar foamete, dumneata, ca bolșevic, trebuie să hotărăști. Poți oare să admiți că vinovat de asta este partidul, ori puterea sovietică? Nu, desigur, se grăbește să răspundă directorul centralei. Atunci, ai curajul și ia vina asupra dumitale. Și el o ia. 3. Injuria grosolană. Un procedeu simplu, dar asupra oamenilor cu educație, cu structuri delicate, rafinați, poate să acționeze excelent. Cunosc două cazuri cu preoți care cedau la cea mai nevinovată înjurătură. Unul dintre ei era anchetat de o femeie. La început în celulă nu mai găsea cuvinte pentru a-i lăuda politețea. Dar într-o zi s-a întors, s-a bătut și multă vreme n-a consimțit să repete cu cât rafinament a început ea să înjure, punând picior peste picior. 4. Atacul prin contrast psihologic. Schimbări neașteptate. Tot interogatoriu sau numai o parte a lui să fie extrem de amabil, să te adresezi inculpatului cu numele mic și cu patronimicul, să făgăduiești mare acusarea, apoi brusc să arunci cu pres papierul. Canalie, 9 grame de plumb în ceafă. Și întinzând mâinile ca pentru a-i le înfige în păr, de parcă unghiile s-ar termina cu niște ace, te apropii de acuzat. Procedeul este foarte bun pentru femei. Ca variantă, se schimbă doi anchetatori. Unul rupe și sfâșie, altul este simpatic, aproape cordial. Ori de câte ori intră în birou, inculpatul tremură. Oare pe cine o să vadă? Și, prin contrast, vrea să-i mărturisească și să-i semneze celui de-al doilea, chiar și ce n-a fost. 5. Umilirea prealabilă. În faimoasele subsoluri ale GPU-ului din Rostov, de la numărul 33, sub dalele de sticlă groasă ale trotuarului, un fost depozit, în așteptarea interogatorului, i-au așezat pe arestați cu fața pe dușumea într-un coridor, interzicându-le să ridice capul ori să scoată vreun sunet. Cedeau așa ca niște mahomedani care se roagă, până ce gardianul îi bătea pe umăr și îi ducea la interogatoriu. Alexandra Uva n-a făcut la Ljubljan ca mărturisirile așteptate. A fost transferată la închisoarea Leforto. Acolo, la recepție, gardiana i-a poruncit să se dezbrace și chipurile invocând procedura i-a luat hainele și a încuiat-o goală într-o boxă. Numai decât și-au făcut apariția niște gardieni bărbați care au început să se uite prin vizor, să râdă și să-i aprecieze formele. Și probabil, întrebând, aș mai aduna încă multe exemple. Scopul era unul singur, să creeze o stare deprimantă. 6. Orice procedeu capabil să aducă arestatul în stare de tulburare, iată cum a fost anchetat F.I.V. din Krasnogorsk, regiunea Moscova. Anchetatoarea, în cursul interogatoriului, s-a dezbrăcat în fața lui în câteva etape.
Însă tot timpul a continuat interogatoriul, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Se plimba prin cameră, se apropia de el, încerca astfel să-l facă să mărturisească. Poate că era necesitatea ei personală, dar poate era și o socoteală rece. Inculpatului se tulbura mintea și semnează, iar ea nu avea de ce să se teamă. Avea pistol, sonerie. 7. Intimidarea. Metoda cea mai aplicată și foarte variată. Este folosită adesea în combinație cu ispitirea și promisiunea, bineînțeles falsă. În anul 1924, nu mărturisești? Va trebui să faci o plimbare până la Solovki. Cine mărturisește totul este eliberat. Anul 1944. Depinde numai de mine în ce lagăr o să fii trimis. Există lagăre și lagăre. Acum avem și lagăre cu muncă silnică, ocne. Dacă vei fi sincer, vei ajunge într-un loc mai comod. Dacă vei refuza să mărturisești, 25 de ani de muncă în subteran. Intimidare cu altă închisoare mai drastică. Dacă refuzi să mărturisești, vom transfera la Leforto, dacă ești din Dubianca, ori la Suhanova, dacă ești din Leforto. Acolo vor discuta cu tine altfel. Iar tu de acum te-ai obișnuit aici. În închisoarea asta regimul pare fi acceptabil, dar nu știi ce torturi te așteaptă acolo. Apoi mutarea, să cedezi oare. Intimidarea acționează excelent asupra celor care încă nu au fost arestați, ci au fost convocați în casa cea mare prin citație. El, ea, are încă multe de pierdut. El, ea, se teme de orice. Se teme că astăzi nu o să-i mai dea drumul. Se teme că o să îi se confiște lucrurile, apartamentul. El este gata să facă multe depoziții și multe concesii pentru a evita aceste pericole. Ea de bună seamă nu cunoaște codul penal și, ca lucru cel mai puțin important la începutul interogatorului, îi se strecoară o foaie de hârtie cu un extras falsificat din cod. Sunt avertizată că pentru furnizare de mărturii false, 5 ani de închisoare. În realitate, articolul 95 până la 2 ani. Refuzul de a face depoziții, 5 ani. În realitate, articolul 92 până la 3 luni. Ba și acelea de muncă corecțională, nu de închisoare. Aici a intrat deja și mereu o să intre în acțiune încă o metodă de anchetă. 8. Minciuna. Noi, victimele, nu puteam să mințim. În schimb, anchetatorul minte tot timpul. Toate aceste articole nu se referă la el. Nouă nici măcar nu ne trece prin minte să întrebăm. El ce pedeapsă primește pentru minciună? El poate să pună dinaintea noastră grămezi de procese verbale cu semnăturile celor dragi ori ale prietenilor noștri? Acesta nu e decât un procedeu de anchetă elegant. Intimidarea cu ispitire și minciună este procedeul principal de influențare a rudelor arestatului, chemate să depună mărturie. Dacă nu faceți aceste depoziții, care vi se cer, îi agravați situația, îl nenorociți definitiv. Mă închipuiți ce simte o mamă când aude așa ceva. Numai dacă semnați această hârtie, care vi se pune dinainte, puteți să salvați. 9. Jocul cu atașamentul față de cei dragi și apropiații acționează perfect și asupra inculpatului. Aceasta este cea mai eficientă dintre intimidări. Cu atașamentul față de cei dragi poți frânge pe omul cel mai neînfricat. O, câtă profeție în dictonul, dușmanul omului este familia lui. Vă amintiți de acel tătar care a rezistat și la chinurile lui și la chinurile soției, dar n-a mai rezistat la ale fiicei? În 1930, anchetatoarea Rimalis făcea următoarea amenințare. O să o arestăm pe fiica dumneavoastră și o să o băgăm în celulă cu sifiliticele. Vă amenință că îi vor aresta pe toți cei dragi dumneavoastră, ori cu acompaniament sonor, soția ta este deja arestată, dar soarta ei viitoare depinde doar de sinceritatea ta. Uite, este interogată în camera de alături. Ascultă. Și într-adevăr, dincolo de perete răsună un plâns și țipetele unei femei. Dar ele seamănă toate între ele și mai ales prin perete. În plus, tu ești sureșitat, nu ești în starea de spirit a expertului. Uneori, pur și simplu pun un disc cu vocea unei femei tip soprană, ori contraaltă, o propunere de raționalizare. Iată însă că, acum de adevăratelea, ți-o arată prin ușa de sticlă cum merge tăcută cu capul aplecat de tristețe. Da, este soția ta, pe coridoarele securității de stat. Ai nenorocit-o cu încăpățânarea ta. E arestată.
Ei o chemaseră prin citație pentru un fleac de procedură, iar la momentul convenit au scos-o pe coridor, dar i-au poruncit să nu ridicați capul, altfel nu mai ieșiți de aici. Ori îți dau să citești o scrisoare de la ea, într-adevăr scrisul ei, mă lepă de tine. După ticăloșiile pe care mi le-au povestit despre tine, nu mai am nevoie de tine. Și întrucât în țara noastră există și asemenea femei, de ce n-ar fi posibile și astfel de scrisori? Nu-ți rămâne decât să te consulți cu propriul suflet. Oare așa să fie soția ta? Anchetatorul Goldman a încercat în 1944 să obțină de la V.A. Corneeva dispoziții împotriva altor oameni prin amenințări. O să-ți confiscăm casa, iar pe bătrânele tale le vom arunca în stradă. Convinsă și fermă în credința ei, Corneeva nu se temea câtuși de puțin pentru sine. Era pregătită să sufere. Dar amenințările lui Goldman erau absolut reale pentru legile noastre și ea era îngrijorată de soarta lor săi. Când spre dimineață, după o noapte de procese verbale refuzate și rupte, Goldman s-a apucat să scrie poate a patra variantă, unde era acuzată doar ea, Corneeva a semnat bucuroasă, având sentimentul că a obținut o victorie morală. Noi nu conservăm simplu un instinct uman de a ne justifica și de a respinge falsele acuzații, nici vorbă. Suntem fericiți când izbutim să luăm întreaga vina asupra noastră. Așa cum nicio clasificare în natură nu are pereți despărțitori rigizi, tot astfel, și aici, noi nu vom izbuti să separăm distinct metodele psihice de cele fizice. În ce categorie de pildă să încadrăm următorul amuzament? 10. Metoda sonoră. Să așezi inculpatul la vreo 6-8 metri depărtare și să-l pui să spună cu glas tare și să repete. Pentru un om vlăguit, nu e un lucru ușor. Ori să faci din carton două pâlnii de megafon și împreună cu un alt tovarăș anchetator să vii cât mai aproape de arestat și să-i strigați în amândouă urechile. Mărturisește, canalie! Arestatul este asurzit, uneori își pierde auzul. Însă acesta nu este un procedeu economic. Pur și simplu, în munca lor plină de monotonie, anchetatorii vor să se amuze și ei. Și iată că inventează fiecare ce poate. 11. Gâdilatul. Este tot pentru un amuzament. Omul este legat, ori ținut de mâini și de picioare și este gâdilat în nas cu o pană de pasăre. Arestatul sare în sus și are senzația că cineva îi sfredelește creierul. 12. Stingerea țigării pe pielea inculpatului. 13. Procedeul luminos. Lumină electrică orbitoare, în timp de 24 de ore, în celula sau în boxa în care se află arestatul, un bec peste măsură de puternic pentru o încăpere mică cu pereți albi, se inflamează pleoapele, este foarte dureros, iar în cabinetul de anchetă, din nou, îndreaptă asupra lui reflectoarele din cameră. 14. Altă invenție, în noaptea de 1 mai 1933, la GPU-ul din Habarovsk, pe Cebotariov, timp de 12 ore, l-au târât la interogatoriu, cu tare, mâinile la spate. Îl scoteau din celulă repede pe scară, în sus, în biroul anchetatorului. Gardianul ieșea. Anchetatorul, fără să-i pună nicio întrebare, uneori fără să-l lase să se așeze, ridica receptorul. Veniți să luați inculpatul de la 107. Era luat și dus în celulă. De-abia se așeza pe priciul de scânduri, că din nou răsuna zângănitul zăvorului. Cebotariov, la interogatoriu, mâinile la spate. Iar acolo, veniți să luați inculpatul de la 107. Însă, în general, metodele de influențare pot să înceapă cu mult înainte de cabinetul de anchetă. 15. Închisoarea începe din boxă, care de fapt este o ladă, un dulap. Omul abia smuls de libertate, aflat încă în vârtejul zbuciumului său interior, pregătit să lămurească, să discute, să lupte. Îndată ce a făcut primul pas în temniță, l-au și înghesuit într-o cutie, uneori cu un bec și cu ceva pe care să se poată așeza, alteori întunecată, și unde să nu poată sta decât în picioare și presa de ușă. Și îl țin aici câteva ceasuri, o zi și o noapte. Ceasuri de totală incertitudine. Poate a fost zidit aici pentru tot restul zilelor. Niciodată în viață n-a mai întâlnit ceva asemănător. Nu poate să-și dea seama. Aceste prime ore trec în timp ce el continuă să ardă neostoitul zbucium sufletesc. Unii își pierd curajul și acesta este momentul să li se ia cel din tâi interogatoriu. Alții se înfurie, cu atât mai bine, acum îl vor ofensa pe anchetator,
vor comite o greșeală și va fi mai ușor să-i potcovești cu acuzații? 16. Când nu aveau boxe de ajuns, procedau și în felul următor. Pe Elena Strutinskaya, la NKVD-ul din Novocheransk, au ținut-o 6 zile și 6 nopți pe coridor, pe un taburet, fără să se sprijine de ceva, fără să adoarmă, fără să cadă ori să se ridice. 6 zile și 6 nopți. Încercați și dumneavoastră să stați 6 ore. Și din nou, ca o variantă, deținutul poate fi așezat pe un scaun înalt, cum sunt scaunele de laborator, astfel încât picioarele să nu-i ajungă la dușumea, pentru că atunci îi vor amorți bine, și să fie lăsat să stea așa vreo 8-10 ore. Iar în timpul interogatoriului, când deținutul este la vedere, să-l așezi pe un scaun obișnuit. Dar iată cum, chiar pe margine, chiar pe muchia scaunului. Să nu se prăbușească, dar muchia să-l înțepe și să-l jeneze în timpul interogatoriului. Și să nu-i îngădui să se miște câteva ore. Doar atât? Da, doar atât. Încercați. 17. În funcție de condițiile locale, boxa poate fi înlocuită cu groapa diviziei, cum se folosea în lagărele militare din Gorohvets în timpul celui de-al doilea război mondial. Arestatul era îmbrâncit într-o astfel de groapă adâncă de 3 metri, cu diametrul de vreo 2, care, timp de câteva zile și nopți, sub cerul liber, deseori și în ploaie, era pentru el și celulă și closet. Cele 300 de grame de pâine și apă îi se coborau pe sfoară. Închipuiți-vă această situație și încă proaspăt arestat când totul clocotește în tine. Oare faptul că toate secțiile speciale a Armatei Roșii primeau aceleași instrucțiuni ori similitudinea condițiilor de bivuac să fi dus la răspândirea pe o scară atât de largă a acestui procedeu? Astfel, în divizia a 36-a de infanterie motorizată, care a participat la luptele de la Halhin Gol și care în 1941 se afla în pustiul Mongoliei, unui proaspăt arestat, fără să îi se explice nimic, i-au dat, șeful secției speciale, o lopată și i-a ordonat să sapă o groapă având dimensiunile unui mormânt. Aici se intersectează cu metoda psihologică. Când arestatul se cufunda până mai jos de brâu, săpatul era oprit și îi se poruncea să se așeze pe fundul gropii. Arestatului nu îi se mai vedea capul. Câteva asemenea gropi erau păzite de o singură santinelă și totul în jur părea pustiu. Sub arșița deșertului mongol, arestații erau ținuți cu capul descoperit, iar în frigul nopții, dezbrăcați, fără nicio tortură, de ce să se mai obosească cu torturile? Rația de mâncare, 100 de grame de pâine și un pahar cu apă în 24 de ore. Locotenentul Ciulpeniov, un uriaș de 21 de ani, boxer, a petrecut așa o lună de zile. După 10 zile era plin de păduchi. După 15, l-au chemat pentru prima oară la anchetă. 18. Obligarea inculpatului să stea în genunchi, câtuși de puțin în sens figurat, ci la propriu, în genunchi și să nu se sprijine pe tălpi, iar spinarea să o țină dreaptă. În cabinetul anchetatorului sau în coridor poate să stea 12 ori 24 și 48 de ore. Anchetatorul poate să plece acasă, să doarmă, să se distreze. Acesta este un sistem bine pus la punct. Lângă omul în genunchi va face pază o santinelă care se schimbă conform programului. Pe cine este mai nimerit să pui în poziția asta? Un om deja înfrânt, care înclină să cedeze. Este foarte bine să așezi în această poziție femeile. Ivanov Razumnik ne comunică o variantă acestei metode. După ce l-a pus în genunchi pe tânărul Lord Kinipace, anchetatorul i-a urinat în față. Și ce credeți? Lord Kinipace, pe care nu-l doboruse până acum, cu asta a fost înfrânt. Prin urmare, și asupra celor mândri are efect. 19. Ori pur și simplu, obligarea acuzatului să stea în picioare. Poate să stea numai în timpul interogatorului, fiindcă și asta obosește și înfrânge. În timpul interogatorului poate să stea jos, însă de la un interogatoriu la altul să stea în picioare. Este pusă o santinelă care veghează ca acuzatul să nu se sprijine de perete, iar dacă adoarme și se prăbușește, să-l înghiontească și să-l ridice. Uneori sunt de ajuns 24 de ore de stat în picioare pentru ca omul să fie epuizat și să mărturisească tot ce îi se cere. 20. De obicei, în timpul acestei torturi, timp de 3, 4, 5 zile și nopți,
deținutului nu îi se dă de băut. Este de la sine înțeles că procedeile psihologice sunt tot mai des folosite în combinație cu cele fizice. Se înțelege de asemenea că toate măsurile precedente sunt asociate cu 21, frustrarea de somn, deloc apreciată în evul mediu, atunci când nu aveau cunoștință de limitele gamei între care omul își păstrează personalitatea, privarea de somn și pe deasupra asociată cu statul în picioare, setea, lumina orbitoare, frica și incertitudinea, oare se pot compara cu torturile din evul mediu? Tulbură judecata, subminează voința, omul încetează de a mai fi el însuși. Omul acționează pe jumătate inconștient sau total inconștient, așa că nu putem să-l blamăm pentru depozițiile lui. Închipuiți-vă însă, în această stare de tulburare, pe un străin care nu cunoaște limba rusă și îi se dă să semneze o hârtie. Bavarezul Jupp Aschenbrenner a semnat în felul acesta că a lucrat pe o dubă cu care fașiștii transportau condamnații la moarte prin gazare. De-abia în 1954, în lagăr, a izbutit să dovedească faptul că în perioada aceea se afla la München, la școala de electrosudori. Ți se spunea direct, n-ați fost sincer în depozițiile dumneavoastră, iată de ce nu vi se permite să dormiți. Uneori, pentru mai mult rafinament, nu te țineau în picioare, ci te așezau pe o canapea moale care predispunea la somn. Iată cum descrie una dintre victime, care înainte de asta petrecuse 24 de ore în boxa cu ploșnițe, senzațiile după această tortură. Frisoane, pentru că ai pierdut mult sânge. Ți s-a uscat membrana ochilor, de parcă cineva ți-ar fi ținut în față foarte aproape de ochi un fier înroșit. Limba ți s-a uscat de sete și la fiecare mișcare parcă te înțeapă toate acele unui arici. Spasmele închițiturii parcă îți taie beregata. Frustrarea de somn este un mijloc important de tortură care nu lasă deloc urme vizibile. Niciun motiv să te plângi dacă mâine ar descinde o inspecție extraordinară. Nu v-au lăsat să dormiți? Păi aici nu e sanatoriu. Nici anchetatorul n-a dormit. Se poate spune că privarea de somn devenise un mijloc universal folosit de organe. Ieșise din categoria torturii pentru a deveni un sistem al securității de stat. De aceea era obținută foarte ieftin. Fără instalarea niciunor santinele în toate închisurile de anchetă. Nu se poate dormi nicio clipă de la deșteptare până la stingere. Iar toate interogatoriile principale aveau loc noaptea. Astfel, în mod automat, cine este în cursul anchetei nu are timp de dormit, cel puțin 5 zile și 5 nopți. În noaptea de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni, anchetatorii înșiși încearcă să se odihnească. 22. În dezvoltarea procedeului precedent, ancheta pe bandă rulantă. Nu numai că nu dormi, dar 3-4 zile și nopți, fără întrerupere, ești interogat de diversi anchetatori care se schimbă. 23. Boxa cu ploșnițe, care a mai fost amintită. Într-un dulap cu scânduri întunecat s-au găsit sute de ploșnițe, poate mii. Deținutul este dezbrăcat de haină ori de tunică și numai decât, târându-se pe pereți și căzând de pe tavan, asupra lui se năpostesc ploșnițele flămânde. La început, el se luptă cu înverșunare, le strivește pe el, pe pereți, se sufocă de putoarea lor. După câteva ore, îi slăbesc puterile și se lasă resemnat să îi se sugă sângele. 24. Carcerele. Oricât de rău ar fi în celulă, carcera este întotdeauna mai rea și celula, prin comparație, pare un rai. În carceră, omul este impuizat prin foame și, în mod obișnuit, prin frig. De pildă, carcerele de la Leforto nu se încălzesc de fel. Caloriferele încălzesc numai coridorul și în acest coridor încălzit, gardienii de serviciu umplă încălțați în pâslari și îmbrăcați în pufoaice. În schimb, arestatul este dezbrăcat, nu îi se lasă decât lenjiria de corp, uneori doar izmenele, și el trebuie să stea nemișcat, locul e strâmt, în carceră vreo 3-4-5 zile și nopți. În primele clipe zici că nu vei rezista niciun ceas. Însă printr-o minune omul rezistă cele 5 zile și 5 nopți ale sale, căpătând poate și o boală pentru toată viața. Carcerele sunt variate, unele cu umiditate, altele cu apă. După război, la închisoarea din Cernăuți, Masa G a fost ținută 2 ore cu picioarele goale în apa rece ca gheața, care îi venea până la glezne. Mărturisește. Avea 18 ani și ce rău îi pare de picioarele ei acum. Și cât mai are încă de trăit cu ele. 25.
Să considerăm oare ca o variantă a carcerii închiderea deținutului în picioare într-o nișă? Așa a fost torturat S.A. Cebotariov, încă în 1933 la GPU-ul din Habarovsk. L-au închis gol într-o nișă de beton în care nu putea să îndoaie genunchii, nici să-și întindă ori să-și miște mâinile, nici să întoarcă oricât de puțin capul. Și asta nu-i tot. Curând au început să-i picure în creștetul capului apă rece și să-i se scurgă în șiroaie pe tot corpul. Lui, bineînțeles, nu i-au spus că va sta acolo doar 24 de ore. O fi sau nu înfricoșător, dar el și-a pierdut cunoștința. Când a doua zi s-au dus să-l scoată, era ca și mort. S-a trezit în pat la spital. L-au readus în simțiri cu amoniac, cofeină și masaj. Bineînțeles că n-a putut nici pe departe să-și aducă imediat aminte cum a apăruse acolo și ce se întâmplase cu el în ajun. O lună întreagă n-a mai fost bun nici măcar pentru interogatorii. 26. Foamea a mai fost menționată când s-a făcut prezentarea proceteilor de influențare combinată. Să storci mărturisirea prin înfometare nu este un procedeu rar. De fapt, foamea, la fel ca și folosirea nopții, a intrat în sistemul general de influențare. Rația de închisoare insuficientă, 300 de grame în 1933, an de pace, 450 la Ljubljanka în 1945, jocul de autorizare și interzicere a pachetelor sau a cumpărăturilor de la chioșc se aplica la toți, fără excepție. Sunt procedee universale. Există însă și un regim de foame înăsprit. Așa l-au ținut pe Ciulpeniov o lună de zile cu 100 de grame de pâine. Apoi când l-au scos din groapă, anchetatorul Sokol a pus dinaintea lui o gamelă cu ciorbă grasă și o jumătate de pâine albă tăiată pieziș. Veți întreba ce importanță avea felul cum era tăiată. Dar Ciulpeniov și astăzi insistă, era tăiată foarte ispititor, însă nu l-a lăsat să ia nici măcar o dată. Cât de vechi sunt toate astea? Te trimit cu gândul la feudalism, în era cavernelor. Singura noutate este că sunt aplicate în societatea socialistă. Despre procedee asemănătoare povestesc deseori și alții. Noi însă vom relata o întâmplare tot cu Cebotariov, pentru că prezintă un caz de procedee combinate. A fost ținut 72 de ore în cabinetul de anchetă și singurul lucru îngăduit era să meargă la closet. În rest, nu-i dădeau nici să mănânce, nici să bea și nu-l lăsau nici să doarmă. Tot timpul în cabinet se aflau trei anchetatori. Ei lucrau în trei schimburi. Unul scria tot timpul ceva, cel de-al doilea dormea pe canapea, cel de-al treilea se plimba prin cameră și, îndată ce Cebotariov fațipea, îl și lovea. Pe urmă își schimbau atribuțiile. Și deodată lui Cebotariov i-au adus prânzul, porș ucrainean gras, șnițel cu cartofi prăjiți și, într-o carafă de cristal, vin roșu. Dar cum toată viața n-a putut suferi alcoolul, Cebotariov a refuzat să bea vinul, oricât l-a silit anchetatorul. După masă i-au zis, acum semnează ce ai mărturisit de față cu doi martori. Adică ceea ce compusese un anchetator în tăcere când unul dormea, iar celălalt stătea de veche. Chiar de la prima pagină, Cebotariov a putut constata că el este prieten la cataramă cu unii dintre cei mai importanți generali japonezi și că a primit de la toți misiuni de spionaj. Și a început să taie una după alta toate paginile. Un alt cavejist, Blaginin, trecut prin aceleași încercări, a băut vinul și, cuprins de o amețeală plăcută, a semnat și a fost împușcat. 27. Bătaia care nu lasă urme. Bat și cu bastoane de cauciuc și cu ciocane de lemn și cu saci de nisip. Este foarte dureros când te lovesc peste oase. De pildă când anchetatorul te izbește cu cizma în fluierul piciorului, unde osul este aproape la suprafață. Comandantul de brigadă, Carpunici Braven, a fost bătut 21 de zile în șir. Din experiența lui și după toate cele povestite de alții, a numărat 52 de procedee de schingiuire. Iată încă o metodă. Introduc mâinile acuzatului într-un dispozitiv special, potrivind ca palmele să fie întinse pe masă, apoi lovesc cu muchia riglei peste închieturile degetelor. Să tot urli. Oare ar trebui să evidențiem separat scoaterea dinților? Lui Carpunicii s-au rupt 8. Unii dintre dinții scoși a lui Cuprianov, secretar al Comitetului Regional din Carelia, închis în 1949, erau dintre cei mai simpli și nu se puneau la socoteală, alții însă erau de aur.
La început i-au dat un bon că i-au fost luați la păstrare. Pe urmă s-au răzgândit și i-au luat chitanța înapoi. Cum știe oricine, lovitura cu pumnul în plexul solar care îți taie răsuflarea nu lasă nici cea mai mică urmă. Colonelul Sidorov de la închisoarea Leforto, după război, folosea lovitura liberă cu galoșul peste organele genitale ale bărbaților. Durerea provocată este incomparabilă. De obicei îți pierzi cunoștința. 28. La NKVD-ul din Novorossiysk au inventat o mașină pentru smulgerea unghiilor. Pe urmă, în închisorile de tranzit, puteai vedea că mulți condamnați din Novorossiysk aveau unghiile căzute. 29. Dar cămașa cu forța. 30. Dar fractura coloanei vertebrale. 31. Dar zăpala, rândunica. Este o metodă de la închisoarea Suhanova, dar era cunoscută și la închisoarea din Arhangelsk, anchetatorul Ivkov din 1940. Ți se trece un prosop prin gură, iar apoi peste spate îți leagă capetele de tălpi. Și uite așa, ca o roată, pe burtă, cu spinarea trosnind, fără apă și fără mâncare, poți să zaci vreo 48 de ore. Este nevoie oare să enumerăm mai departe? Și cât să mai enumerăm? Ce nu sunt în stare să născocească oamenii care nu au ce face, sunt sătui și nesimțitori? Fraților, nu i-o sândiți pe cei care au trecut prin toate astea, cei care s-au dovedit mai slabi și au semnat și ceea ce nu trebuiau să semneze. Însă luați aminte, nu este nevoie nici de aceste torturi, nici chiar de cele mai blânde procedee pentru a obține depoziții de la majoritatea deținuților. Nu e nevoie să-i prinzi cu colți de fier pe acești mielușei care arde dorința de a se întoarce la căminul lor cald. Este prea inegal raportul de forțe și de situații. Oh, cât de schimbată! O adevărată junglă africană abundând în primejdii ne apare, văzută din cabinetul de anchetă, viața noastră trecută. Și noi o socoteam atât de simplă. Dumneata A și prietenul dumitale B vă cunoașteți de ani de zile unul pe celălalt și aveți încredere de plină unul în celălalt. Când vă întâlniți, discutați cu îndrăzneală politică mare și politică mică și nimeni nu putea să vă asculte și nu v-ați denunțat unul pe celălalt câtuși de puțin. Iată însă că dumneata A, nu se știe de ce ai fost vizat, te-au scos din turmă trăgându-te de urechi și te-au băgat la răcoare și dintr-un motiv sau altul, poate nu fără denunțul cuiva și nici fără teama dumitale pentru cei dragi și apropiați, nici fără puțină privare de somn și nici fără puțină carceră, ai hotărât să renunți la dumneata, să-ți pui cruce, dar fără să trădezi pe altcineva pentru nimic în lume. Și în 4 procese verbale ai recunoscut și semnat că ești dușmanul de moarte al puterii sovietice și că ai spus anecdote despre conducător. La alegere ai avut 2 candidați pe listele electorale și ai intrat în cabină ca să-l tai pe unicul, însă nu era cerneală în călimară. În plus, aparatul dumitale radio prinde lungime de undă de 16 metri și dumneata te-ai străduit să asculți prin bruiaj ceva din emisiunile transmise de Occident. Ai asigurată condamnarea de 10 ani, însă coastele îți sunt întregi. Până acum n-ai făcut congestie pulmonară, nu ai trădat pe nimeni și se pare că te-ai descurcat inteligent. Și le comunici celor din celulă că ancheta dumitale se apropie de sfârșit. Dar vai! Admirându-și fără grabă caligrafia, anchetatorul începe să completeze procesul verbal numărul 5. Întrebare. Ați fost în relații de prietenie cu B? Da. Discutați cu el în mod deschis probleme politice? Nu. Nu aveam încredere în el. Vă întâlneați deseori? Nu prea. Adică cum nu prea? După mărturiile vecinilor, numai în ultima lună a fost la dumneavoastră în vizită la tata cutare, cutare și cutare. A fost? Da, poate. Cu acest prilej s-a constatat că, așa ca întotdeauna, n-ați băut, n-ați făcut gălăgie, ați discutat foarte încet, nici nu se auzea pe coridor. Ah, veți, prieteni, spargeți sticlele, înjurați în gura mare. Asta vă face oameni de încredere. E bine, și ce-i cu asta? Și dumneavoastră l-ați vizitat. Iată ce i-ați spus la telefon. Atunci am petrecut o seară grozavă, substanțială. Pe urmă ați fost văzut la intersecție. Ați stat cu el o jumătate de oră în frig și aveați chipurile posomorâte, exprimând nemulțumire. Iată, ați fost chiar fotografiat în timpul acelei întâlniri. Tehnica agenților, dragii mei, tehnica agenților. Așadar, despre ce discutați la aceste întâlniri?
Despre ce? Este o întrebare redutabilă. Prima idee. Ai uitat despre ce ați discutat. Parcă ești obligat să ții minte. Bine, ați uitat prima discuție, dar și pe a doua, și pe a treia, chiar și pe cea din țara aceea grozavă, și pe cea de la intersecție, și discuțiile cu ce, și discuțiile cu de. Nu, îți zic dumneata, am uitat nu e o soluție, nu rezistă. Și creierul dumitale zguduit de arestare, strangulat de frică, tulburat de foame și nesom caută, cum să facă să găsească un vicleșug cât mai verosimil și să-l păcălească pe anchetator. Despre ce? Bine, dacă ați discutat despre hockey, în toate cazurile este cel mai comod, prieteni, despre muieri și chiar despre știință, atunci se poate repeta. Știința e apropiată de hockey, doar că astăzi în știință totul este ținut secret și poți fi condamnat după decretul privind divulgarea. Dar dacă în realitate ați vorbit despre noile arestări din oraș, despre colhozuri, despre reducerea salariilor în producție, ați stat o jumătate de oră posumărâți la intersecție despre ce ați discutat. Poate că Bea a fost arestat. Poate că stă foarte liniștit acasă, dar vor să-l scoată la interogatoriu și vor începe verificarea de acolo. De ce erau posumărâți la intersecție? Acum, cu mintea de pe urmă, ai înțeles că viața este făcută astfel. Și de fiecare dată când vă luați rămas bun, ar fi trebuit să cădeți de acord și să memorați exact despre ce am vorbit noi astăzi. Atunci, la orice interogatoriu, depozițiile voastre vor coincide. Dar voi nu v-ați înțeles. Nu vă închipuiați ce fel de junglă e asta. Să spui că ați convenit să mergeți la pescuit, iar B o să spună că n-a fost vorba de niciun pescuit, că ați vorbit despre învățământul la fără frecvență. Fără să ușurați ancheta, nu faceți decât să strângeți nodul și mai tare. Despre ce? Despre ce? Îți vine o idee, fericită ori nefastă. Trebuie să povestești ceva cât mai aproape de ceea ce a fost în realitate. Doar se spune că întotdeauna trebuie să minți cât mai aproape de adevăr. Poate că și lui Bey va trece prin cap și va povesti ceva asemănător. Depozițiile vor coincide în anumite puncte și vei fi lăsat în pace. Peste mulți ani o să-ți dai seama că asta n-a fost o idee înțeleaptă și că era mult mai bine să fi jucat rolul neverosimil al unui prost de dă în gropi. Nu mi-amintesc nicio zi din viața mea, puteți să mă omorâți. Însă dumneata n-ai dormit 3 zile și 3 nopți. De-abia mai găsești puterea să-ți urmărești șirul ideilor și să-ți controlezi expresia imperturbabilă de pe față. Și nu ai nicio clipă pentru reflecție. Și doi anchetatori deodată au tăbărât pe dumneata. Despre ce? Despre ce? Despre ce? Și dumneata mărturisești. Am vorbit despre colhozuri. Că nu sunt toate puse la punct, dar în curând se vor pune. Am vorbit și de reducerea salariilor. Ce anume am vorbit? Ne-am bucurat că se reduc? Dar oamenii normal nu pot vorbi astfel. Din nou este neverosimil. Deci, ca să fie pe deplin verosimil, da, întrucândva ne-am jeluit că am fost atinși puțin la salarii. Anchetatorul însă scrie protocolul și îl traduce pe limba lui. La această întâlnire am calomniat politica partidului și guvernului în domeniul salariilor. Și cândva B îți va reproșa. Of, neghiobule, iar eu ți-am spus că ne-am înțeles să mergem la pescuit. Dar dumneata ai vrut să fii mai șiret decât anchetatorul dumitale. Dumneata gândește repede și subtil, ești intelectual. Ai făcut pe deșteptul. În crimă și pedeapsă, Porfiri Petrovici îi face lui Raskolnikov o remarcă uimitor de fină, pe care o putea face doar cel care a trecut el însuși prin acest joc de șoarecele și pisica. Cu dumneavoastră intelectualii n-am bătaie de cap. Nu trebuie să concep o versiune a mea. Dumneavoastră înșivă o veți concepe și mi-o veți servi pe de-a gata. Da, asta așa este. Un intelectual nu poate răspunde cu fermecătoarea incoerența răufăcătorului cehovian. El se va strădui neapărat să construiască din minciuni o întreagă poveste de care este acuzat, dar foarte coerent. Însă anchetatorul măcelar nu sesizează această coerență, ci numai 2-3 fraze. El știe ce și cum, iar noi nu suntem pregătiți pentru nimic. Noi suntem instruiți și pregătiți din tinerețe, pentru profesiunea noastră, pentru îndatoririle de cetățean, pentru serviciu militar, pentru îngrijirea corpului propriu, pentru un comportament cuvincios, chiar și pentru înțelegerea frumosului, nu cine știe ce. Însă nici instruirea, nici educația, nici experiența nu ne pregătesc câtuși de puțin pentru marea încercare a vieții, pentru arestarea fără motiv și anchetarea pentru absolut nimic. Romanele, piesele de teatru, filmele,
ne înfățișează pe cei ce pot fi întâlniți în cabinetul anchetatorului drept cavalerii adevărului și iubirii de oameni, adevărați părinți, și despre câte nu ne țin lecții. Și chiar ne mână cu forță să le ascultăm. Nimeni însă nu ne ține lecții despre sensul adevărat și larg al codului penal și chiar codurile nu sunt expuse în biblioteci, nu se vând la chioșcuri și nu ajung în mâna tineretului lipsit de griji. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like, un share sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. Nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Prin calitate de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest bookcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!